tare. O nouă zi, un clip nou, un look nou. Glumesc, locul este vechi, doar că este cu puțin glow de la mama natură, pentru că este foarte cald și tenea gras. Clipul de astăzi m-am gândit să-l fac puțin mai diferit. De fapt, puțin mai diferit în ideea în care până acum am făcut review-uri și tutoriale de machiaj, iar astăzi vreau să povestim puțin despre fondurile de ten și despre cele mai des întâlnite greșeli atunci când vine vorba despre alegerea unui fond de ten sau despre aplicarea lui sau pașii aceștia pe care îi facem noi când vine vorba despre fond de ten și despre a ne machia. Ai zice că este foarte ușor să-ți alegi un fond de ten. Din punctul meu de vedere, este puțin cam greu să-ți alegi un fond de ten, special atunci când vine vorba despre a alege un fond de ten în momentul în care, să zic, ți-l achiziționezi online. Pentru că trebuie să ai în vedere foarte multe aspecte când vine vorba despre asta și una dintre cele mai des întâlnite greșeli atunci când vine, când vine vorba despre un fond de ten este culoarea. Fie prea deschis, fie prea închis, fie acel efect de mască, fie se întâmplă, cred că tuturor ni s-a întâmplat, indiferent de nivelul de cunoștință pe care îl avem când vine vorba despre fondul de ten. Fie vrem să testăm, fie am ales o nuanță greșită, fie, nu știu, s-a întâmplat ceva în ziua respectivă și nu arată exact așa cum ne-am dorit. Însă, în același timp, putem cumva să-l și corectăm. Dacă vorbim despre nuanțe, fie prea deschisă, fie prea închisă. Eu, de exemplu, la o nuanță mai deschisă, recunosc că nu fac atât de multe griji ca și atunci când vine vorba despre o nuanță mai închisă. Și asta pentru că la o nuanță mai deschisă poți să-l aplici fie combinat cu un anticearcăn sau cu un alt fond de ten care are o nuanță mai închisă. Dar să zicem că ai un singur fond de ten în casă pentru că nu te machiezi foarte des și s-a nimerit să nu fie fix nuanța pe care ți-o doreai tu, dar nu știu, nu-ți permiți să-ți iei altul. Poți să-l aplici așa, dar dacă vorbim despre un fond de ten cu acoperire foarte mare, ți-aș recomanda mai bine să faci cumva și să-l măriți, să scapi de el, pentru că un fond de ten cu acoperire mare o să se vadă foarte tare acea diferență, fie de prea deschis, fie prea închis. Dacă vorbim despre un fond de ten cu acoperire lejeră, poți foarte ușor să-ți aplici chiar dacă este mai deschisă nuanța și după aceea fie din pudră, fie din produsul de conturare cumva să mai dregi pe acolo și să aduci la nuanța pielii tale. Însă un fond de ten cu acoperire mare are mai mult pigment, se vede mult mai tare și atunci acolo este un pic mai complicat. Dacă nu e sigură, fie mergi într-un magazin și le rogi pe fetele de acolo să te ajute, fie cauți pe internet, știu că sunt tot felul de site-uri unde poți să-ți afli nuanța, primai acolo tot felul de întrebări și după aia la final îți zice că uite, din fondul ăsta de ten ți s-a potrivit nuanța asta. Dar, oricum, în momentul în care alegi un fond de ten mai deschis la culoare, este mai ușor să lucrezi. În momentul în care ai deja un fond de ten mai închis la culoare, fie îl lași pentru perioada verii, fie folosești autobronzant ca să se potrivească, fie poți să-l aplici cu puțină cremă sau tot așa cu un pic de anticearcăn sau cu un alt fond de ten ca să mai deschizi puțin nuanța. Știu că sunt pe piață și picături pentru deschiderea sau închiderea nuanței fondului de ten. Eu recunosc că am avut la un moment dat de la The Body Shop, dar mi se pare că schimbă puțin consistența fondului de ten și nu mi-a plăcut. Adică dacă vine vorba de combinat, fie combin două fonduri de ten de la același brand, fie combin două fonduri de ten de la branduri diferite ca să-mi fac nuanța potrivită. Dar aveți foarte mare grijă pentru că se vede destul de tare acel efect de mască. Eu de foarte multe ori l-am văzut aplicat fondul de ten până aici, așa, și de aici era o altă culoare. Dacă nu se potrivește foarte bine, cel puțin aplică-l și pe gât. Aplică-l partea unde se vede. De exemplu, dacă ai un tricou cum este al meu de astăzi, poți să-l aplici până la baza gâtului sau estompează-l puțin ca să nu se vadă atât de tare. Dar oricum, aceasta este una dintre cele mai și cele mai des întâlnite greșeli când vine vorba despre fondul de ten, nuanța. O altă greșeală sau o a doua greșeală este atunci când vorbim despre tipul de acoperire. Tu ai un ten de porțelan, ai un ten perfect, n-ai nevoie de acoperire foarte mare și totuși folosești un fond de ten cu acoperire mare, care, da, o să arate bine, însă în timp, dacă folosești pe o perioadă mai lungă de timp, mi se pare că îmbătrânește puțin tenul.
E ok un fond de ten cu acoperire mare dacă ai probleme cu tenul, dacă mergi la un eveniment și vrei să-ți reziste machiajul sau... Poți să-l folosești, dar nu zilnic. Mi se pare că este un pic, nu este neapărat greșit, însă mi se pare că este un pic prea greu pentru tenul tău, în special acum când este foarte cald afară. De exemplu, astăzi sunt vreo 30 de grade, avem o perioadă de asta cu un val de căldură foarte intens. Și, sincer, eu am un fond de ten foarte lejer. Astăzi îl am pe cel de la Fenty Ease Drop pe care îl testez. Și chiar și așa mi se pare că am tenul încărcat și abia aștept să termin de filmat, recunosc, și să mă duc să mă demachiez, pentru că e foarte cald afară. Lăsați, dacă tot vă plac fondurile de ten cu acoperire mare, lăsați-le pentru timpul iernii, când e ok, ne protejează și de frig, dar vara încercați cumva să mergeți un pic mai pe natural și pe produse mai legere. O altă greșeală este cantitatea. Nu aplicați din prim o cantitate foarte mare, pentru că o să fie mult mai greu de lucrat cu ea și după aceea o să vă dați seama, ok, acum am aplicat prea mult și trebuie să stați, să vă acordați timp, să-l blenduiți foarte bine și să le stompați ca să ajungeți la aplicarea pe care o vreți voi și la cantitatea de produs dorită. Este mult mai bine, la fel ca și în orice, less is more, știți voi, să începeți cu puțin și să vă construiți baza așa cum vă doriți voi. Puțin, puțin, vedeți, mai aveți nevoie pe aici, pe acolo, aveți imperfecțiuni, luați bărețelul și aplicați strict pe acele zone, nu aplicați pe toată fața, pentru că la final, în momentul în care aplicați pudra și o să se omogenizeze, nu o să se mai vadă atât de tare. O altă greșeală. Acum, cred că mai de mult era un pic mai ușor să faci astfel de greșeli. Acum mi se pare că, având atât de multe informații și atât de multe produse, ar trebui să fim un pic mai atente la partea aceasta, este subtonul pielii. Știți că de cele mai multe ori pe fondul de ten scrie N sau W sau K. N este de la neutru, W este de la warm, adică pentru un subton al pielii cald, și că este de la cold sau pentru un subton al pielii rece, sau sunt pe unele pe... Cred că eu că știu că scrie pe ele, nu mai știu pe altele cum scrie, dar e foarte mișto. Uitați, de exemplu, acesta, mi-am adus aici unul de la Kat Von D, este nuanța în numărul 45, Light Warm. Adică este o nuanță potrivită pentru un subton cald. Cel de la Dior este N, este potrivit pentru un subton neutru. Acum, știți voi treaba asta cu subtonurile. Dacă aveți, e cel mai ușor să vă uitați la venele de aici de pe mână. Dacă aveți vene de culoare albastră, atunci aveți un subton rece, vene de culoare verde, un subton cald. Dar dacă sunt undeva la mijloc sau dacă nu sunteți sigure, mai bine vă cumpărați un fond de ten cu un subton neutru care se potrivește și. Pentru că altfel, eu, de exemplu, dacă am un subton cald, dacă folosesc un fond de ten cu un subton rece, cu o nuanță, cu un pigment roz în el, mi se pare că arată așa un pic asperietoare. Sau sunt foarte palidă și după aceea mă întreabă lumea, dar ce ai pățit? Ești ok? Te simți bine? Să știți că am pățit asta de câteva ori și încercam să le spun, da, sunt bine, doar că momentan testez un fond de ten și n-am găsit o altă culoare care să se potrivească mie decât aceasta și am zis că ok, hai câteva zile să par un pic mai palidă. Dar aveți grijă așa un pic când vine vorba despre asta și în magazine, dacă mergeți sau vă uitați online, de foarte multe ori la toate brandurile, de exemplu, da, aici la Melchior nu scrie, dar stați să vedem la Catrice scrie. Am adus aici câteva, da. La Catrice scrie. Deci nuanța mea este 020 Warm Beige. Tot așa scrie pe el W. Aici. Așa. Deci puteți să vă dați seama foarte ușor. Dacă nu scrie nimic pe el și mergeți în magazin să vedeți produsul, puteți să vă uitați și după pigment. Dacă are un pigment mai cald, este mai gălbui, mai maroniu, atunci sigur este un fond de ten cu un subton cald. Dacă, în schimb, nuanța fondului de ten este mai rece, mai rozalie, atunci, dacă aveți un subton cald, feriți-vă de asta. La fel și invers, dacă aveți un subton rece, feriți-vă de produsele cu subtonuri calde. Acum că
Am vorbit așa despre, puțin despre culori și despre subton. Este foarte important în funcție de tipul de fond de ten pe care îl alegem și ustensila cu care îl aplicăm. Sunt fonduri de ten lejere, de exemplu cum este acesta de la Dior. Mie mi se pare că se aplică foarte bine atât cu degetele, cât și cu pensula, cât și cu burețelul. Dar, de exemplu, acesta de la Melchior, care este un fond de ten cu acoperire foarte mare, mi se pare că arată mult, mult mai bine aplicat cu burețelul. Tot așa, acesta de la Douglas, care este un fond de ten stick, mi se pare că arată mai bine, se blenduie mai bine dacă este aplicat cu o pensulă. Vedeți și voi un pic, jucați-vă în momentul în care vă cumpărați un fond de ten, încercați-l fie așa cum încerc eu, știți deja partea mea de fonduri de ten, în momentul în care îl încerc fie cu, pe o parte cu burețelul, pe o parte cu pensula. Dacă sunt fonduri de ten din acestea lejere sau BB cream, puteți fără niciun fel de problemă să-l aplicați direct cu degetele, să nu vă mai stresați să vă cumpărați pensule, mai ales dacă știți că nu o să le folosiți pe viitor, este mult mai ok așa. Însă, cu cât nivelul de acoperire crește, cu atât e mai bine să folosiți fie pensulă, fie burețel. Și aveți grijă și la consistență. Mie mi se par că acelea care sunt mai greoi, cum este acesta de la Melchior, care este cremos, dar este un cremos așa mai greu, nu este atât de lichid, se aplică cel mai și cel mai bine cu un burețel. Dacă aveți o consistență medie, un nivel de acoperire mediu, puteți și cu burețelul, însă, am zis, jucați-vă un pic, mergeți acasă după ce v-ați luat un fond de ten și testați-l. Dacă aveți numai burețel, vedeți dacă vă place cum arată cu burețelul. Puteți face și așa, să luați un fond de ten, îl aplicați pe ten cu degetele, să zicem, și la final îl estompați cu burețelul, dacă nu vreți să-l aplicați direct cu burețelul sau nu știți. Vedeți, jucați-vă un pic cu el. Și ultima greșeală pe care am observat-o, dar am observat-o discutând cu clientele mele și cu prietenele, întotdeauna le întreb, îmi zic, uite, mi-am cumpărat un fond de ten pe care l-ai recomandat tu sau l-am văzut la XYZ și am același tip de ten ca și XYZ și la mine nu arată la fel. Este normal să nu arate la fel, pentru că fiecare, chiar dacă avem un subton cald sau un subton neutru, pe fiecare arată un pic altfel, sau chiar dacă avem și eu și voi, să zic, ten gras, poate pe mine fondul de ten o să arate altfel decât pe voi. Poate mie îmi place, o nu vă place. Sunt chestii. Dar întotdeauna prima mea întrebare este cum îți îngrijești tenul și ce bază de machiaj folosești? Când vine vorba de bază de machiaj, nu mă refer neapărat la acel produs pe care scrie bază de machiaj, ci mă refer la toți pașii pe care îi faci când vine vorba despre partea de îngrijire, despre partea de skincare, despre partea pe care o faci înainte de fondul de ten și înainte de a aplica orice produs de machiaj pe piele. Și de cele mai multe ori răspunsul este, păi eu am un ten gras, am nevoie de cremă, n-am nevoie de nimic, mă demachiez și mă dau cu fond de ten. Sau sunt fete care zic, da, eu mă dau cu cremă foarte grasă și după aia machiajul nu rezistă. Sunt două chestii greșite. În ideea în care dacă ai un ten gras, asta nu înseamnă că nu trebuie să-l hidratezi. Chiar și tenul gras trebuie hidratat. Iar dacă nu-l hidratați, o să vedeți că în timp o să aibă și mai mult și și mai mult sebum. Asta pentru că tenul are impresia, bă, n-am suficientă hidratare, hai să mai bag eu acolo niște sebum ca să fie hidratat. Dacă aveți un ten uscat și aplicați o cremă foarte, foarte grasă dimineața, pe timpul zilei și după ce aplicați fondul de ten, crema o să fie foarte grasă și o să dizolve puțin fondul de ten și nu o să se mai așeze atât de bine. Ideea este că trebuie să fiți cumva la mijloc, să aveți grijă de pașii aceia din rutina de îngrijire de dimineață, de machiere, loțiune tonică, hidratare, poate și un ser dacă vreți sau o apă termală. Dar chiar dacă aveți un ten gras, aveți grijă la cantitatea de produs aplicată, când vine vorba despre cremă, și la consistența ei. Puteți să aplicați o cremă grasă, dar atunci aplicați un strat subțire sau așteptați câteva minute, nu știu, 10-15 minute ca să vă intre în piele și abia după aceea aplicați peste fondul de ten. Pentru că altfel o să fie foarte cremos și o să alunece, nu o să stea atât de bine pe piele fondul de ten dacă nu este... dacă este mult prehidratată piele. La fel, dacă aveți un ten gras, puteți foarte bine, sunt foarte multe creme hidratante destinate tenului gras. O să vedeți că pe parcurs, dacă le folosiți în fiecare zi și le folosiți cu regularitate, o să vedeți că tenul nu o să mai fie atât de gras și cu atât de mult sebum,
pentru că e oferit și voi hidratare și nu are nevoie el să producă mai mult sebum ca să se hidrateze. Puteți, de exemplu, să folosiți o cremă hidratantă sau o cremă matifiantă și după aceea să vă aplicați fondul de ten. La fel, de exemplu, eu am un ten foarte gras, am grijă să-l hidratez și sunt zile în care, dacă mi-l simt foarte gras, aplic o cremă matifiantă, dacă simt puțin mai uscat, aplic o cremă hidratantă. Dar atenție mare, dacă aplicați o cremă matifiantă, nu mai aplicați, de exemplu, dacă sunteți genul care aplicați bază de machiaj, acel produs, baza de machiaj care se aplică, dacă sunteți genul care îl aplicați în fiecare zi, vă aplicați baza de machiaj, aveți grijă să nu fie și aceea matifiantă și fondul de ten matifiant. Pentru că atunci deja o să fie prea mult și o să fie prea uscat pe tenul vostru. La fel, dacă puteți, de exemplu, să puneți o cremă hidratantă, după care să aplicați un fond de ten matifiant sau o bază de machiaj matifiantă, dar nu exagerați nici cu partea aceasta, la fel cum nu exagerați nici cu hidratarea. Eu v-aș recomanda să folosiți mai mult seara acele creme de față mai grase, pentru că așa pe timpul nopții au suficient timp să vă hidrateze tenul și dimineața să aveți un ten mai frumos și mai luminos. Pe timpul zilei folosiți produse mai light, în special în sezonul cald. Puteți folosi produse mai grase în sezonul rece, când e frig afară și avem nevoie de o hidratare în plus, dar vara, chiar și acelea dintre voi care aveți un ten uscat, puteți, fără niciun fel de problemă, să folosiți o cremă mai lejeră. Dar este foarte important, înainte să aplicați orice fel de fond de ten, înainte să discutăm despre fondurile de ten, să aveți în vedere, să aveți o bază bine pusă la punct. Sunt foarte multe creme pe care scrie că sunt excelente ca și bază de machiaj și așa și este, sunt multe, dar trebuie să le găsiți acelea destinate vouă și să nu săriți peste acest pas. Foarte important. Știți că eu pun foarte mare accent pe îngrijirea tenului și întotdeauna pun accent mai degrabă pe îngrijirea tenului și după aceea pe machiaj. La mine nu este invers. Investesc bani atât în produsele de îngrijire cât și în cele de machiaj. Și de foarte multe ori au fost tot așa întrebări, mamă, dar mi-am luat un fond de ten cu, nu știu, 300-400 de lei, să zic, și arată foarte nasol. Da, nu folosesc cremă de față sau am o cremă de față cu 5 lei cumpărată, naiba știe de unde, și nu-și face bine treaba. Știți foarte bine și mie mi se pare că este la fel ca și atunci când, să zic, construiești o casă. Dacă baza, fundația nu este bine pusă la punct, nu este bine construită și bine făcută, nici casa nu o să reziste. Este la fel și cu machiajul. Dacă voi nu aveți o rutină de îngrijire și nu folosiți produse calitative și produse ok pentru tenul vostru, nu zic că produsele ieftine nu sunt calitative. Eu am, de exemplu, creme de față de la Gerovital care costă 30-40 de lei. Dar sunt bune și sunt destinate tipului meu de ten. Mare grijă la asta și o să vedeți că fondul de ten și produsele în general o să arate mult, mult mai bine pe tenul vostru și nu o să mai aveți astfel de probleme. Cam acestea au fost greșelile pe care le-am întâlnit eu pe parcursul timpului când vine vorba despre fondul de ten, despre ustensilele cu care îl aplicăm. Mi se pare că este cel mai important să vă jucați și să vedeți. Că poate eu zic că, uite, fondul ăsta de ten îmi place să-l folosesc cu burețelul pentru că este un fond de ten cu acoperire mare. Îl cumpărați și voi, dar vouă poate nu vă place. Ok, încercați cu pensula să vedeți, poate vă place pentru tenul vostru mult mai mult cu pensula. Ideea este că machiajul este făcut să fie distractiv, să fie fun și atunci când vă cumpărați un produs nou, să vă jucați. Să vedeți exact cum se aplică, dacă aplic mai puțin, cum arată, dacă aplic mai mult, cum arată. Nu trebuie să ieșiți din casă fix atunci. Dacă aveți, să zic, 2 ore la dispoziție într-o zi, ok, hai să iau fundul ăsta de ten și să mă joc, să văd cum arată mult mai bine. Și atunci, pe viitor, am să știu, da, ăsta trebuie să-l aplic cu asta. Sper că v-a fost util acest clip. Am vrut cumva să fie un pic mai educativ, pentru că atunci când fac review-uri de produs, mă concentrez mai mult pe produsul în sine, nu pe greșelile pe care pot să le fac sau cu cel aplic. Mi se pare că atunci când vine vorba despre toate aceste aspecte, nu prea se discută. Fiecare vedem tutoriale de machiaj, da, am folosit produsul ăsta și așa. Dar nu vine nimeni să-ți spună, uite, asta este o greșeală și nu trebuie luată ca și o greșeală, mama, am greșit, mă simt prost. Nu, ideea este că machiajul este distractiv, eu asta le zic întotdeauna. Te machia, nu-ți place cum ai ieșit, tot la baie te machiaz, te iau de la capăt. Ideea este să-ți aloci un pic de timp în ziua respectivă, să-ți aloci câteva ore în care să te joci și să vezi exact cum sunt produsele, să nu zici din prima, mamă, produsul ăsta este nașpa,
că poate nu l-ai aplicat tu bine, nu ți-ai hidratat suficient de bine fața sau poate ți-ai hidratat prea mult fața și după aia zici că produsul este greșit. Da, poate să fie și cazul în care produsul să nu fie bun pentru voi, însă de cele mai multe ori înainte să dați un verdict unui produs, eu zic că este mult mai bine să luați în calcul mai multe posibilități, mai multe variante și să vă distrați un pic cu el. Este foarte ușor, de exemplu, eu am fost, v-am zis zilele trecute, în Sephora să le cer la fete niște mostre. Uitați, de exemplu, astăzi am folosit Ease Drop de la Fenty, am primit o mostră din aceasta micuță, mi-ajunge cam de 2, 3 ori, 4 ori, depinde de cantitatea de produs pe care o aplic. Și este foarte ușor să-mi dau seama din 4 folosiri, clar îmi dau seama dacă este pentru tenul meu sau nu. Și pot să zic, da, mă duc să dau pe el, nu știu, ăsta cred că e 140 de lei. Da, mă duc să dau 140 de lei pe el sau nu, nu este potrivit pentru mine, mai bine îmi cumpăr altceva. Puteți să mergeți și voi foarte ușor în Sephora, să le cereți de acolo la fete. Uite, vreau să testez, ajută-mă să-mi găsesc o nuanță. Sau poate nu știți ce nuanță vi se potrivește, vă ajută cu foarte mare drag și o să vedeți că o să fie mult mai distractivă partea aceasta. Și acum vă las în pace că am vorbit o veșnicie. Ne vedem zilele viitoare, să aveți un weekend minunat, pentru că dacă bine calculez eu când postez și cum postez clipurile acestea, acesta o să intre sâmbătă și să vă distrați și să petreceți timp alături de familie, pentru că este tare bine să stai în compania familiei și în compania prietenilor și cum eu vă consider prieteni, m-am gândit să vă ofer acest clip în această minunată zi de sâmbătă. Mulțumesc tare frumos pentru vizionare și ne vedem data viitoare!